Bun găsit, dragilor! Dima este disputat de două fete, respectiv Denisa și Sabrina. Hatice a atras atenția asupra faptului că Sabrina s-ar fi arătat atrasă de Dima abia după ce Denisa și-a arătat intenția de a-l cunoaște. În timp ce Denisa discuta cu Hatice și alte concurente pe terasă, Sabrina și Andreea erau singure în dormitor. N-am pățit așa ceva niciodată și e urât. De ce trebuie să existe discuții și mai ales de acum? A spus Sabrina într-o discuție cu Andreea. În emisia live, Dima și-a explicat opțiunea. Am răspuns, am spus de la bun început. Două fete pe care îmi doresc să le cunosc sunt Denisa și Sabrina. Depinde și de ele dacă vor în continuare să ne cunoaștem. Am simțit că sunt prima opțiune pentru Denisa și Sabrina. Nu cred că a fost dezamăgită Sabrina pentru că nu m-am pus în spatele ei, sunt niște lucruri în comun. M-am dus la Denisa pentru că am simțit o privire, o telepatie, a spus Dima. Întrebate de ce consideră că Sabrina a făcut ceva rău, fetele au explicat. Sabrina a susținut că vrea să cunoască toți băieții. Ea a susținut de la început că vrea să cunoască toți băieții. Când a văzut că Denisa a zis de Dima și ea repede, nici nu a vrut să zică, a zis Irina. Denisa a afirmat că Sabrina i-a spus că îl place pe Dima, dar a rugat-o să nu le zică fetelor. Totuși, mai târziu, Sabrina ar fi anunțat acest lucru. Denisa spune că a fost pusă într-o situație neplăcută. Sabrina, fetele au sărit cumva că nu mai place de Mihai, că a zis că nu mă place. Am zis că nu mai vreau să zic de cine îmi place. Cred că Dima a simțit felul în care îl privea. Nu cred că are nicio explicație de ce i-am trimis bilet. Dima i-a răspuns la bilet, iar acesta a afirmat că le place pe ambele, dar vrea să le cunoască mai bine înainte de a lua o decizie. Așadar, cine credeți că are dreptate în acest mini conflict și cine credeți că s-ar potrivi mai bine cu Dima?